Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Mihăilești a fost resfințită astăzi de Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, și de Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. Sfințește biserica aceasta cu hramul Adormirii Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Varlaam, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Biserica a fost ridicată în anul 1942 și a trecut în ultimii ani prin ample lucrări de reparație și modernizare. După slujba de resfințire, Preasfințitul Părinte Ambrozie a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre momentul important al resfințirii unei biserici. Programul iconografic bogat ne face să medităm mai mult la istoria Mântuirii și să ne aducem aminte încă o dată că pictura bisericească se împărțișează ca o carte în imagini, o carte a mântuirii neamului omenesc, o carte a mântuirii fiecăruia dintre noi. În biserică, stând cu adevărat în cer, ni se pare asta născătoare de Dumnezeu. Biserica este cerul pe pământ, iubiți credincioși, care s-a coborât astăzi la slujba de sfințire, la care încă de dimineață ați venit cu toții. După slujba de resfințire, cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie. Preasfințitul Părinte Galaction a explicat credincioșilor prezenți înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei de astăzi. Având ca model pe însuși Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos, de milostivire și de jertfelnicie pentru cel de aproape, pentru neamul omenesc, să urmăm această cale a milostivirii, a iubirii față de cel de lângă noi și să căutăm fiecare pe măsura celor ce Dumnezeu ne-a încredințat să venim în sprijinul celui de lângă noi. Credincioșii prezenți s-au închinat la racla cu părticele din moaștele Sfintei Marmucenițe Ecaterina și ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe adusă de la Catedrala Episcopală. Doresc să mulțumesc de asemenea și celor care au ajutat credincioșilor, celor care m-au sprijinit în toată această activitate. Noi aducem Magdalena și Mihail Stanca mulțumire sinceră lui Dumnezeu că din ale sale și într-o ale sale ne-a îngăduit ca să putem să oferim acestei comunități din Varlaam posibilitatea să aibă un lăcaș de închinăciune, un lăcaș de adunare. La final, Preasfințitul Părinte Ambrozie i-a oferit Preasfințitului Galaction un baston arhieresc și ultima ediție a Patericului Egiptean. Cei care au contribuit la restaurarea bisericii au primit cea mai înaltă distinție a eparhiei, Vrednicia Vlășceană, o monografie a Mănăstirii Comana și icoane. Parohul bisericii a primit o bederniță și o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Varlaam.